Interogatoriu mortal în Botoșani. Un polițist acuzat că a omorât în bătaie un bărbat a fost reținut pentru 24 de ore. Elena Troia ne spune mai multe despre acest caz. Elena, bună seara. Cum explică agentul gestul? Bună seara, agentul spune că încerca să obțină informații despre un furt, dar interogatorul s-a încheiat tragic. Suspectul a fost chemat pentru declarații la secția de poliție împreună cu un prieten. Acolo ar fi fost audiați și bătuți în camere separate de către agentul de poliție. Victimei i s-a făcut rău și a căzut la pământ fără suflare. Inițial, purtătorul de cuvânt al poliției din Botoșani a declarat că bărbatul nu a fost agresat în niciun fel. Astăzi însă polițistul a fost suspendat din funcție, iar mâine va fi prezentat parchetului cu propunere de arestare preventivă. Elena, mulțumesc!